Bună dimineața din nou! Am revenit cu previziunile astrale în materie de dragoste. Berbec, astăzi poți să depășești orice obstacol cu ușurință, ai capacitatea de a face câteva schimbări semnificative și poate a restabili echilibru de putere în relație. Taur, ești înclinat să vezi părțile slabe ale relației curente și poate să fii mai critic decât ești în mod normal. Dacă ai o discuție cu persoana iubită, este posibil să fie destul de neplăcută. Mai bine o lași pentru altă dată. Gemeni, nu ești în stare să oprești acumularea de tensiune dintre tine și persoana dragă. Gândirea și logica pur și simplu nu funcționează. Ai grijă ce decizii iei. Rac, dacă ești deja într-o relație de ceva timp, atunci plănuiești o aventură, ceva care să vă ofere amândurora o nouă viziune asupra lucrurilor. Sigur va merita efortul. Leu, ar fi bine să scoți la iveală latura ta mai tandră și să-i o arăți persoanei pe care o iubești și o admiri. Dacă ți se pare totuși greu să-i o spui în față, ai putea să-i scrii ceva care va aprecia. Fecioară, ești foarte aproape de împlinirea pe plan sentimental, fie că ești singur sau într-o relație. Ești într-o lumină foarte bună pentru cel de lângă tine, lucruri de care te vei bucura enorm. Balanță, tu și persoana iubită nu ați lămurit o problemă importantă și asta ar putea fi cauza dificultăților din ultima vreme. O discuție cu cineva din familie te determină deodată să realizezi ce ai de făcut. Scorpion, e ușor să iubești când lucrurile sunt roz, dar când partenerul îți arată și o latură mai neplăcută, nu înseamnă că trebuie să bați în retragere. O relație înseamnă și momente neplăcute sau dificile, așa că ori îți asumi responsabilitatea, ori renunți de tot. Săgetător, este cazul să nu mai gândești cum trebuie făcute lucrurile, ci să le faci direct. Poți demara unele planuri care să-ți ușureze viața de cuplu. Capricorn, pe plan afectiv este momentul să faci unele modificări. Trebuie să începi să analizezi și să te verifici în ceea ce ține de poziția pe care vrei să o ocupi în relație. Nu este nimic urgent. Vărsător, un cadou din partea partenerului te bine dispune și îți oferă siguranța care te prețuiește. Ești dispus să te implici mai mult acum că ai atâtea dovezi de dragoste. Pești, primești atenție din partea partenerului și al prietenilor. Te simți bine la o întâlnire cu aceștia, dar încearcă să-i lași și pe ei să-și spună părerile. Atât pentru moment, eu vă doresc o dimineață frumoasă, băieți!